În urma rezultatelor obținute în prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an, directorii celor trei instituții de învățământ liceal din Reghin se declară mulțumiți de promoția 2015. Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin este în centrul atenției la nivel de județ și nu numai, prin cele două note de 10 obținute de elevele Ștefana Șerban și Roxana Stanciu. După mine a fost un an nemaipomenit, ținând cont că avem două medii de 10 singurele în județ, iar rezultatele au fost frumoase. În momentul în care avem un procent de 79%, eu zic că este extraordinar. Ce așteptați de la generațiile viitoare? De la generațiile viitoare aștept rezultate bune, chiar mai bune decât de la cei care au terminat la noi în liceu. Și să sperăm că elevii buni, care îi avem dintotdeauna, vor face ca renumele liceului să fie dus în continuare. Se poate și mai bine, dar cifra de promovabilitate la BAC este mulțumitoare, în creștere cu 12% față de anul 2014, a declarat directorul Liceului Tehnologic Lucian Blaga din Reghin. Dacă este să vorbim de examenul de bacalaureat, suntem mulțumiți, chiar foarte mulțumiți, am putea spune, chiar dacă se putea și ceva mai bine, dar procentul este unul mulțumitor. Am avut pentru promoția curentă aproape 83% promovabilitate, ceea ce este foarte bine în comparație cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Sunt vreo 12% în plus față de ceea ce am avut în anul școlar anterior la sesiunea din 2014. Mulțumim. Rezultate ceva mai slabe față de anul trecut, cu un procent de promovabilitate de 34,25% pentru Liceul Tehnologic Ioan Bojor din Reghin. Această cifră este cauzată și de dorința copiilor de a lucra în străinătate, ceea ce duce la dezinteres față de examenul național de maturitate, a declarat conducerea unității. Faptul că ia acest bacalaureat pentru noi este un lucru mare. Avem un procent de 34,35%. În ierarhia liceelor pe județul Mureș ne poziționăm cam pe locul 30 din 40, deci suntem în fața liceelor agricole din județ. Față de anul trecut, la rezultate sunt mai mici rezultatele, dar asta ne ambiționează și ne stimulează să muncim mult mai mult cu ei. Absolvenții de liceu care nu au promovat bacalaureatul se mai pot înscrie până vineri 17 iulie pentru a doua sesiune a examenului, care va începe în data de 17 august cu probele orale și de competență, iar din 24 august până în 28 august vor fi susținute probele scrise.